Bun găsit și bună să vă fie inima, stimați telespectatori, la o nouă întâlnire cu emisiunea Cântec și Poveste. Astăzi vă invităm în două zone folclorice distincte, Sălaj și Banat, dar cu un singur invitat. Veți afla mai multe detalii de ce poposim în cele două zone folclorice în spațiul emisiunii de astăzi, pentru că invitatul nostru este Florian Roșan, un îndrăgit interpret al cântecului popular bănățean, dar și sălăjan. Bun venit în spațiul emisiunii noastre, Florian Roșan! Bună ziua, bine v-am găsit și vă mulțumesc din suflet pentru invitație. Întotdeauna pentru mine televiziunea română înseamnă ceva aparte, pentru că acolo am început cu foarte mulți ani în urmă și știu că întotdeauna când este vorba de TVR, vorbim despre profesionalism, despre emisiuni de calitate și despre aceea dragoste pentru folclor, care o dăruiesc în general toate echipele din televiziunile din țară care aparțin TVR-ului. Așa este, încercăm mereu să venim cu lucruri valoroase, cu lucruri de esență și nu de suprafață, cu lucruri care reprezintă într-adevăr lumea spirituală a satului românesc. Valorile născute în satul tradițional de altă dată, valori dintre care, fără îndoială, fac parte și cântecul, dar și costumul nostru popular tradițional. Florian Roșan, le spuneam telespectatorilor noștri că vom poposi în două zone distincte, în Sălaj și în Banat. Am pus Sălajul primul dintr-un motiv foarte important, pentru că știu că acolo au fost rădăcinile tale. Dar aș vrea să te rog pe tine să ne spui de unde vine Florian Roșan și de ce și Sălaj și Banat. Da, este o poveste frumoasă și ca și cronologie chiar este exact bine cum le-ai aranjat. De ce? Pentru că eu m-am născut în Sălaj, într-un sat extraordinar de frumos, satul Fizeș în comuna Sâg și este pe graniță cu județul Bihor. Bihor, da. Noi înainte, până n-a fost restructurarea județelor, am aparținut de Oradea, de județul Bihor și da. Toate cântecele și graiul și obiceiurile sunt specifice Bihorului. Și întâmplarea a făcut ca în 1965, când eu aveam 2 ani, părinții mei au plecat la Timișoara, la lucru, pentru că... Așa mergeau ardelenii noștri. Da, era atunci o zonă mai săracă, acolo o zonă mai de deal, în Sălaj, și atunci trebuia să migreze, să își caute o bucată de pâine mai bună și mai da, ușor și de mai câștigat. Ușor de câștigat, da. Da, și a plecat acolo, dar eu am copilărit și la Fizeș, și la școală, mă mai duceau la Fizeș, mă mai duceau și la Timișoara. De ce? Pentru că la Fizeș aveam doar o singură bunică din partea lui tata. Și ei, ca să mă duc în Timișoara, lucrau aproape zi lumină. Era foarte, foarte greu să mă țină tot timpul acolo, că rămâneam mult singur acasă. Și atunci făceam... Mai bine veneai la bunici. Da, da, la veneam bunic. La bunica mea și mă mai duceau și ei la Timișoara. Și la folclorul bănățean l-am îmbrățișat mai târziu, chiar dacă am stat acolo. Da? Da. Ai cântat prima dată, ai învățat cântecele de aici, din Fizeș, din zona aceasta Sălaj Bihor. Da, am învățat cântecele din zona Sălaj Bihor, am și fost în culegere de folclor la Fizeș și în satele limitrofe, pentru că eu în 1977 am participat la Festivalul Cântarea României. Da. Am luat loc întâi la nivel național și a trebuit să mă pregătesc foarte serios pentru acest concurs și am, într-adevăr, am umblat foarte mult în culegele de folclor. Bine, la toate drumurile astea nu au fost pe măsură rezultatele. De ce? Pentru că mergeam la oameni în vârstă, la rapsozi, la cine știam care voce și auzeam eu cântând, dar ei îmi cântau foarte mult melodiile din radio. Da, ce auzeau la radio, da. Da, Radio Cluj, Radio Timișoara și nu prea puteam, dar totuși am găsit câteva cântece extraordinare și am lăsat amprentă în Festivalul Cântarea României pentru că am obținut locul întâi la 14 ani cu unul dintre acele cântece, Doinite. Minunat! Știu că mama ta cânta foarte frumos, că vii dintr-o familie care a iubit cântecul, a iubit tradiția și cred că și de la dumneai ai moștenit această dragoste pentru cântec.
De la amândoi părinții. De și la tata a amândoi. cântat extraordinar de frumos, decât că el avea rețineri în fața camerei de filmat. Nu l-am putut convinge să vină atunci când am făcut primele filmări. Dar mama m-a încurajat tot timpul, mi-a dat imbold să mă duc mai departe și cred că a fost cea care m-a propulsat pe cărarea cântecului, să zic. Și mi-a spus foarte multe cântece din vechime, din copilăria ei, pe care am zis că, uite, nu le-am înregistrat și păcat. O să merg foarte, foarte în curând, vreau să merg pe calea tradițională, să înregistrez acele cântece doinite. Sunt. Da, cântece vechi, din da, stratul cântece, vechi al da, folclorului. Că este păcat să nu fie auzite. Așa e. Florian, vom oferi acum telespectatorilor noștri un moment inedit, în posesia căruia am intrat, filmat cred că în 1977. Da, era sunt 46 de ani. Și acum 46 de ani, stimați telespectatori. Este color filmarea, deși televiziunea română după 80 a fost color, pentru că a fost realizată de Sahia Film, dacă da, bine știu, regizor fiind poate cel mai mare regizor pe care l-a avut televiziunea națională și cel care a câștigat cele mai multe premii internaționale cu filme folclorice din România. Este vorba de domnul Ion Filip, fie iertat, un om care a lăsat în filmoteca de aur a neamului românesc, nu numai a televiziunii române, valori inestimabile. Ai fost filmat acolo împreună cu mama ta, nu? Da. Normal, filmarea ar fi trebuit să aibă într-un loc, într-un cadru natural, așa cum suntem noi aici. Da. Dar a venit o ploaie foarte mare și atunci am amenajat o casă, pentru că a venit carul de televiziune și cu toate cele, cu echipa, la Fizeș, în satul natal. Deci atunci am umblat prin sate la toți cei care au obținut premii în cadrul festivalului și acel film, de aceea s-a și făcut color, pentru că a fost trimis în Franța. A fost în Franța, trimis la o competiție probabil internațională, așa cum obișnuia domnul Ion Filip. Arc peste timp îl vom vedea pe invitatul nostru la începuturi și acum, după 40 și ceva de ani. Așadar, haideți să ne amintim. Măicuță, când m-ai făcut-o. De la Teodora Roșan la fiul ei Florian din Fizeș, comuna Sâg. Domnie binițo părut mă, ai că Teodorile ca zi-o plânsă. Teodorile ca zi-o plânsă, că știu cui fi de râs mă. Ai și casa zombor, dat la casa zumbor, da la dealu, că știu cui fi de amar mă. M-o lăsa maica de mic măi, m-o lăsa maica.
Emisiunea Cântec și Poveste continuă, stimați telespectatori. Poposim așadar, iată, la interferența între Sălaj și Bihor, o zonă minunată de unde vine invitatul nostru, Florian Roșan. Iată, cred că ai și tu emoții urmărind din nou Glasul Mamei și comentariul domnului Ion Filip, marele regizor de la Televiziunea Națională, TVR. Și te-am dus oarecum pe aripi de dor, de nostalgie, în acele vremuri în care făceai primii pași în această lume minunată. Ce a urmat după ce ai câștigat acest premiu, Florian? Eu, ce pot să spun, emoția a fost și mai mare, mai ales când am văzut-o după foarte mulți ani. Nu știam că mai există această filmare, pentru că mama mea s-a prăpădit imediat după? Da, de tânără. A murit destul de tânără și impactul a fost foarte, foarte mare, mare când în momentul văzut, când am văzut filmarea. Ai revăzut-o, da. Ce a urmat pe urmă, pe acest drum al cântecului, după ce ai luat acest premiu? După ce am luat acest premiu, nu știam că m-au văzut niște oameni extraordinari care mi-au marcat viața. Două personalități. Bine, s-a scris, a fost doamna Emilia Comișel și Ludovic Pacea, care au scris în Scântea Tineretului lui despre festival, despre mine, că am luat locul întâi. M-au întrebat, era rușine, și stăteam cu ochii în pământ. Câți ani aveai atunci? 14. 14 ani. Și am pornit pe drumul cântecului atunci, într-adevăr, ca să ajung la Timișoara și să vină la mine Mariana Drăghicescu, Dumnezeu să o odihnească, și să zic că tu nu ai cântat cumva la Sala Palatului la București? Ba da, ce trebuie să stăm de vorbă. Și m-a dus la Orchestra Banatu, la Gelustan, într-un spectacol, în 77, prin septembrie, cred deci că era. Aveai 14 ani. Da, și m-a dus și am cântat cu Orchestra Banatu două cântece în spectacol, într-un spectacol de-a lor. Și Mariana Drăghicescu mi-a dat și un cântec. Dă-i, Doamne, la mândra, dă-i, l-am înregistrat. A zis, hai să-ți dau eu un cântec, că e cu text de bărbat și eu îl cânt în spectacole, dar așa, tu n-ai repertoriu, îți las cântecul ăsta ție. Și mi-a fost foarte, foarte drag. Ulterior l-a înregistrat și regretatul Petrica Moise. Deci mi-am dat seama că e din folclor, clar. Sigur că da. Și întotdeauna mă gândesc cu drag la Mariana Drăghicescu, că mi-a dat acest cântec, și de câte ori venea la Cluj, într-un fel încerca să mă convingă să nu vină în Cluj. Să rămâi în Banat. Să rămân în Banat. Să cânti folclor bănățean, da. Și a doua personalitate pe care am cunoscut-o și care m-a văzut tot acolo, a fost maestru Dumitru Fărcaș. De la Cluj. Și o să vă spun o întâmplare hazlie. Chiar povestește. Eram la Palatul Culturii, Casa Municipală de Cultură din Cluj, elev cu matricola pe mână, și a venit un domn la mine și a zis, bă copile, tu n-ai cântat la Sala Palatului? Ba da, nu, stai aici și așteaptă-mă. Pot să vă spun că nu știam cine-i. De ce? Înțeleg. Eu știam de Dumitru Fărcaș, dar televizoare nu erau pe toate gardurile. Se auzea la radio mai mult. Și toată lumea zicea maestre. Și eu mă gândeam, oare cine o fiu ăsta? Că e cineva din moment ce îi spun maestre. Am ajuns, m-a dus în mașină, am mers la Casa Studenților, era Nelu Crișan pe acea vreme dirijor și avea spectacol la două zi. Era Tiberiu Cea, Veta Biriș și cântăreața de muzică indiană româncă de ori, Narghita. Da. A mers acolo și a zis, băi, copilul ăsta mâine trebuie să cânte două cântece în spectacol. Repetați cu el în seara asta. Săraci, nu știu cât o fi poze de încântat, că era aproape ora 10, că de la 8 la 10 aveau repetiții, dar am pregătit două cântece, n-aveam costum. Am mers, abia mi-au găsit ceva, eram foarte slab, abia mi-au găsit în Casa de Cultură, în garderobă, un costum care să pot să-l îmbra cât de cât. Am cântat și de atunci am rămas cu mărțișorul. Ca ansamblu mărțișor am rămas aproape 10 ani. Vreau să spun că a doua zi a venit domnul care m-a dus la ansamblu. Evident, făcea microrecital în încheierea spectacolului. Și atunci am văzut cine m-a dus este pe mine. Că e Dumitru Fărcaș. Da. Și am trăit niște emoții extraordinare. Ei, tot timpul îmi spunea Ștefănuț. Asta era și mi-aduc aminte că în ultima noastră întâlnire a zis, ce faci, Ștefănuț?
Zice, băi, să nu crezi că, eu nu știu cât te cheamă Florian, dar te ții minte când ai venit în ansamblu, doar eu te-am dus, că ce nu stăteau pantalone pe tine, că erai de slab. Dar așa îmi place mie să-ți spun, așa te-am asociat eu cu numele ăsta. A zis, maestră, nu-i nicio problemă, e un nume frumos, oricum, românesc. Dar am și o supărare pe undeva, că exact de ziua mea a trecut în neființă, maestru Frâncaș. În veșnicie. Da. A trecut în veșnicie, nu în neființă, pentru că suntem creștini, am mai spus-o în spațiul emisiunii, să ne ferim de a trecut în neființă. E foarte des folosit acest termen, nu este corect, pentru că suntem creștini și atunci a trecut în veșnicie, a plecat în lumea cea fără de dor, spunea doamna Mărioara Murărescu. Frumoasă povestea aceasta spusă de Florian Roșan, invitatul ediției noastre de astăzi a emisiunii Cântec și Poveste. Am ascultat povestea și o să o continuăm, dar trebuie să ne bucurăm și de cântec. Să-l vedem acum pe bănățeanu Florian Roșan. Si un locuțe mi dragă, lai lai la da da la la, acasă la mine în sat, lai 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 la. Si un locuțe mi dragă, lai lai la da la la la, acasă la mine în sat, lai 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 la. Mi dragardu de nu ele, lai, 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 la, 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 în spațiile căsii mele, lai, 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 la. Dorce glasul, măicuță, lai, lai, la, 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 stând în poarta uliță, lai, 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 la. Dorce glasul, măicuță, lai, lai, da, 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 stând în porta uliță, lai, 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 la. Cum îmi zicea altă dată, lai, 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 la, da, da, la. Măicuța gemulcea șapte, lai, 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 la. Să-mi văd tata-n bătrânit, lai, lai, la, da, da, la, la, și ce viață ostănit, lai, 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 la. Să-mi văd tata-n bătrânit, lai, lai, la, da, da, la, la, și ce viață ostănit, lai, 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 la. Să colind ulița toată, lai, 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 la, da, da, la, cu ce mă jucam odată, lai, 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 la. Nu fugim copilărie, lai, 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 la, da, da, la, care nu-i păveșie, lai, 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 la. Continuăm emisiunea Cântec și Poveste, într-adevăr, povești frumoase, emoționante, amintiri cu totul deosebite. Ne-a împărtășit invitatul ediției de astăzi a emisiunii noastre, Florian Roșan. Iată ce personalități extraordinare au fost sau au pus bazele carierei lui artistice, începând cu Ion Filip, marele regizor de la televiziunea română, începând cu doi dintre cei mai mari folcloriști pe care a avut România până acum, este vorba de Emilia Comișel și de Ludovic Paciag. Ei făceau parte din școala lui Constantin Brăiloiu, marele etnomuzicolog, oameni absolut remarcabili, mari profesioniști, și iată Dumitru Fărcaș, care l-a susținut, l-a dus la un spectacol mare, Mariana Dreghicescu, aș putea spune cea mai frumoasă voce pe care a dat-o Banatul până acum. Florian, ai avut o șansă extraordinară pentru că acești oameni au crezut în tine și pentru că ai avut susținerea lor. E importantă susținerea interpreților mari pentru cei care bat la porțile afirmării? Este foarte importantă. De ce? Pentru că mai ales când faci primii pași pe drumul acesta, îl faci cu timiditate, îi faci cu timiditate, da, îi faci cu oarecare emoție. Ori acești oameni, evident, știind cine sunt și ce valoare au, îți dau un impuls pozitiv și ajută foarte mult. Plus, pe lângă toate astea, poți să te îndrume, să te ajute în alegerea unui repertoriu. Pentru că eu, de exemplu, și trebuie să spun și lucrul acesta, prin anii 82-83 am cântat la foarte multe evenimente, nunți, cântam cu o trupă din Banat și mai cântam acele melodii la petreceri cu tentă sârbească, orientală. Da, da, a fost o modă la un moment dat, da, așa este.
Și Mariana Drăghicescu mi-a zis, atenție, ai foarte mare grijă. Da. Folclorul este ceea ce rămâne. E adevărat. Zice, mai cânti tu din astea, dar să nu te abați de la folclor. Niciodată folclorul să fie ceva sfânt în pentru prim tine. Plan. Da. Spune-mi, când ai făcut primele tale înregistrări cu cântece din Banat? Cu cântece din Banat am făcut prin 86-87. Și îți mai amintești cu cine ai înregistrat? Am înregistrat la Cluj. La Cluj. Da. Cu Orchestra Filarmonicii din Cluj? Da, cu Orchestra Filarmonicii. Și era foarte tinerel atunci Radu Ciprian. Deci orchestra Costa Filarmonicii și am înregistrat cu Radu Ciprian, cu orchestra mare. Da. Deci cu toată orchestra, nu cu grup instrumental. Și apoi am înregistrat cu Ovidiu Barteș. Da, pentru că acompaniamentul muzical al cântecelor tale din Banat este, aș spune eu, de multe ori mult mai aproape de adevăr și de folclorul bănățean decât auzim noi interpreți din Banat, în care se exagerează cu instrumentele de suflat, saxofon, sopran. Nu a fost așa folclorul bănățean decât după anii 70, aș spune eu, a intrat așa puternic. Erau instrumente, într-adevăr, de forță. Dar dacă ascultăm imprimările orchestrei Banatul din Timișoara, condusă de Gelu Stan, și ascultăm vioara extraordinară a lui Efta Botoca, ne vom da seama că acolo este adevărul. Iar cântecele tale, întotdeauna am apreciat acest lucru, că deși nu ești bănățean, ai ținut ca acompaniamentul să fie unul adevărat, autentic. Iar dacă ai lucrat cu Ovidiu Barteș, nici nu se pune problema, pentru că el este, fără îndoială, unul dintre cei mai mari violoniști pe care are țara aceasta, la această oră, dirijori, orchestratori, muzicieni de excepție, astăzi doctor în muzică. În muzică, da. Ai vrut să ai acest acompaniament, ai ținut tu, nu? Da. Neapărat am vrut să fiu acompaniat de Ovidiu Barteș, pentru că știam că el va face aranjamentul muzical cel mai bine. Au fost interpreți din Banat care au cântat cu el și pot să spun, Nicoleta Voica a zis, Dumnezeule, nimeni nu m-a acompaniat așa cum a acompaniat omul ăsta. A simțit piesele mele exact cum le simt eu. Și mi-am dat seama că cred că nimeni n-ar fi făcut mai bine aranjamentul muzical decât Ovidiu Barteș. Îmi țin la el foarte mult. Am fost angajat al orchestrei cu Cununa Transilvană. Cât timp? 4 ani aproape, da. Dar, deci ai fost solist la Cununa Transilvană. Da. Dar plecarea mea a fost provocată de tăierea salariilor. Atunci în 2010, da. Pentru că era din sporuri făcut salariul acolo și în momentul în care s-au tăiat sporurile, am rămas la minim pe economie și am stat încă 2 ani și ceva după ce s-au tăiat salariile. Eu când am venit nu erau tăiate salariile. Oricum, eu cu orchestra colaborez din 84. Din 84. Da. Ai cântat cu mari interpreți, ai prins pe doamna Maria Marcu, pe Dumitru Sopon. Da. Cu cine ai mai cântat dintre interpreții emblemă pentru Ardeal? Ana Pop Corondant, cu care am și povestit. Da. Da. Cu doamna Maria Peter. Peter. Eu chiar am fost rugat la un moment dat, era aniversarea, nu știu, 45 de ani a orchestrei profesioniste și a fost TVR București și mi-au dat un fel de sarcină, da, să zic așa, să le aduc pe toate trei, pentru că ele au fost orchestre, soliste ale orchestrei profesioniste, da, și mi-era foarte greu că nu prea comunicau între ele și m-am fost foarte sincer, m-am dus și le-am spus, vă rog frumos să veniți, e un eveniment deosebit și este bine să veniți. Tu erai angajat atunci? Nu, colaborai. Colaborai. Și Ana Pop Corondan a zis, puiule, dar nu mai pot cânta, ce să fac eu acolo, îți bătrână, doamna Ana, prin simpla prezență în scenă, o să vedeți
ce o să se întâmple. Și așa a și fost. A fost aplaudată. Și a cântat foarte bine. Și a cântat foarte bine, da. TVR Cluj și emisiunea Cântec și Poveste a dedicat o ediție, am realizat o ediție cu cântecele doamnei Ana Popcorondan, o ediție în memoriam, și am dat, cred că, chiar o înregistrare din acel spectacol unde dumneiei a cântat impecabil, adică și s-a bucurat de un succes cu totul deosebit. A fost o mare, imensă interpretă a cântecului ardelenesc. Așadar, ai avut șansa aceasta extraordinară de a cânta cu mari interpreți. Da, mi-a povestit doamna Ana Popcorondan, mi-a povestit drumurile ei, cum a plecat la București în 1946. Exact. A fost printre primele cântărețe din Ardeal care au imprimat în Radio București. București. Așa este, a fost chiar printre primele. Da, și a plecat forțată de situație. Știu, pentru că Ardealul a fost cedat, da. Știm toată povestea, am și spus-o de fapt în acea emisiune. Haideți să bucurăm sufletul telespectatorilor noștri cu alte momente deosebite filmate aici în cadre minunate în ținutul Năsăudean la Runcu Salvei, unde realizăm această emisiune, și ne vom întoarce apoi cu povestea drumului în cântecul popular a invitatului nostru, Florian Roșan.
rai. Ia slua mândra cu mine și pălincuța de prune, lai la da la da la la. Hai, hai, lumii, hai, dar știi că mă duc în rai. Mi-aș lua mândra cu mine și pălincuța de prune, lai, la, da, la, da, da, da. Mi-aș lua mândra cu mine și pălincuța de prune, lai, la, da, 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 da. Mâncite făcută iagă, te-aș arunca, Doamne, ești dragă, că te beau câte un pahar, când doar și uit amar. Hai, hai, lumii, hai, dar știi că mă duc în rai. Mi-aș lua mândra cu mine și pălincuța de prune, lai, la, da, la, da, la, la. Hai, hai, lumii, hai, dar știi că mă duc în rai. Mi-aș lua mândra cu mine și pălincuța de prune, lai, la, da, 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 la. Emisiunea Cântec și Poveste continuă, stimați telespectatori. Mă bucur că în ediția de astăzi aflați lucruri deosebite despre Florian Roșan, dar și despre oamenii pe care i-a întâlnit pe drumul cântecului, ca să spun așa. Spune-mi, Florian, cu ce te ocupi acum? Unde lucrezi? Acum, ca că să știu vezi... că tot în domeniul, da, culturii... Asta vreau să spun că... Deci oricât te-ai întoarce, viața tot unde vrea te duce. După ce am plecat de la orchestră, am lucrat în domeniul privat. Eu am terminat facultate și masterat în economie și am avut o firmă de contabilitate și am lucrat în domeniul privat. Și la un moment dat am zis, totuși trebuie să mă angajez, pentru că era destul de dificil din punct de vedere financiar. Deci și firmele nu aveau un venit extraordinar, plăteam mai slab și atunci am zis trebuie să-mi caut un loc de muncă. Și unde crezi că mi-am găsit? La Teatru de Păpușpuc. Pe post director economic am director fost economic. Atunci, acum sunt director general. Ai terminat studii economice cumva? Da, da. Da. Audit și contabilitate afacerilor. Și ești director general la acest teatru. Teatru de cine Păpușcu? Ține? De primăria municipiului sau de Consiliul Județean? Consiliul Județean Cluj. Este foarte frumos. Ce poate fi mai frumos ca să ai de face cu cei mici? Și să-i vezi cum se bucură, da, în sală de spectacole. Se bucură și le auzi râsetele și chiar mă întreba o colegă de serviciu, dar nu te deranjează că-s aproape de biroul meu? Zic, nu, eu chiar ies afară când vin. Mă încarcă pozitiv, da. Sunt foarte inocenți, sunt atât de drăguți. Râsetele lor îți încălzesc sufletul. La finalul spectacolelor de obicei se urcă pe scenă la actori. În timpul spectacolului, spectacolelor, actorii interacționează cu ei și e o veselie de nu-i adevărat. Cred că nu prea mai găsești așa veselie nicăieri. E minunat. Și pe partea aceasta de promovare a cântecului bănățean și sălăjan, cu cine colaborezi în această perioadă? Unde cântă Florian Roșan? Să zic așa, nu foarte mult. Nu. Pentru că am colaborat multă vreme cu orchestra profesionistă, cu Nuna Transilvană, cu Ovidiu Barteș, dar acum vezi, se schimbă un pic vremurile, am înaintat și eu în vârstă, apar alții mai tineri. Mai tineri, da. Dar nu ne lăsăm, trebuie să aducem lucruri frumoase încă, mai avem de spus multe. Eu, de exemplu, așa cum spuneam odată, pe partea tradițională și doine. Nu, da, prea am înregistrat doine. De N-ai ce? Registrat. Pentru că era un sponsor,
care mi-a sponsorizat înregistrările primele și el nu vrea doine. Da, nu-i nimic, cântecele celelalte sunt absolut minunate și ne vom bucura de ele chiar în minutele următoare. Și mă rog, dar ei nu să mai întorc. Doamne, ce greu îi pă n-ai părinți lângă cine, când n-ai mamă și n-ai tată, nimeni poartă, nu ți-așteaptă. Stimați spectatori, încet, încet ne apropiem de finalul întâlnirii noastre cu emisiunea Cântec și Poveste și cu invitatul Florian Roșan, căruia, înainte de a-i mulțumi pentru prezența în emisiune, vreau să-l întreb proiecte de viitor, Florian, pentru promovarea cântecului din Sălaj și din Banat. Da, să știi că m-am gândit la partea de Sălaj. Este o zonă extraordinară și acolo, acea zonă a fost oarecum promovată de Anuța Gale. Da, 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 da. Ei, acum a venit Alexandra Chira, care e o scumpă și are o voce extraordinară, dar și eu m-am gândit, prea puțin am înregistrat de acolo. Probabil fiind mai departe, după ce am venit de la Timișoara, am venit în Cluj, ai mei s-au cam dus toți de acolo. Și nu prea am mai avut legătura. Și îți dorești înregistrarea de cântece de acolo? Da, m-am gândit că acum cântece de Banat am tot făcut. Doinele de Banat trebuie să le înregistrez și să mă axez un pic pe acea zonă.
Îți doresc din suflet să-ți împlinești acest gând al tău. Îți mulțumesc pentru faptul că ai venit să fim împreună și să ne bucurăm împreună de cântecele tale și mai ales să aflăm lucruri inedite despre ce a însemnat drumul în această lume a cântecului popular. Și eu vreau să vă mulțumesc. În primul rând vreau să-ți mulțumesc ție, pentru că alături de tine interviul este foarte ușor. Adică oarecum ne pui vorbele în gură și asta este extraordinar pentru noi, că știi, mai există o emoție, mai există așa. Vreau să mulțumesc echipei TVR Cluj. Am venit cu emoție pentru că ți-am spus, când aud de televiziunea română, indiferent din ce, da, chiar dacă e din teritorial, pentru mine înseamnă mult. Vreau să vă mulțumesc întregii echipe, ție și spectatorilor, să le mulțumesc pentru răbdarea și cu dragostea cu care ne urmăresc de fiecare dată, pentru că dragostea lor pentru noi ne dă un imbol să mergem mai departe pe drumul cântecului autentic. Și eu vă mulțumesc, stimați spectatori, pentru că ați fost alături de noi. Până la o nouă întâlnire, vă doresc tuturor toate cele bune! Viață, viață, pom oprit, lai, 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 la, prea iuce ce-ai veștejit, la, lai, lai, la, de la. Anii grei încet mă pasă, lai, 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 la, bătrâneața-i lângă casă, la, lai, lai, la, de la. Și-odată cu anii grei, lai, 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 la, răsar în părghioșei, la, lai, lai, la, de la. Trece anul ca și-o lună, lai, 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 la, trece zău și nu-i dă glumă, la, lai, lai, la, de la. Trece ziua ca și-un ceas, lai, 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 la, nu știu câte ori mai rămas, la, lai, lai, la, de la. Și giorfizele puțene, lai, 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 la, numai să le trăiesc bine, la, lai, lai, la, de la. Zilele vieții s-așa, lai, 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 la, cum ți-o fost scrisă soarta, la, lai, lai, la, de la. Cele bune nu-ți prea multe, lai, 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 la, cele rele smi și suce, la, lai, lai, la, de la. Las cu cea să le dau foc, lai, 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 la, zilelor fără noroc, la, lai, lai, la, de la. Mi-o dat viața prea multe, lai, 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 la, dacă-n modat mi-ajunge, la, lai, lai, la, de la. Mulțumesc că mi-o dat glas, lai, 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 la, să mă stâmpăr la năcaz, la, lai, lai, la, de la. Salin lumii inima, lai, 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 la, și pa ei da și pa mea, la, lai, lai, la, de la. Când doi nadă-n străbuni, lai, 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 lai.